Anual, pe 31 mai, Organizația Mondială a Sănătății împreună cu partenerii internaționali marchează Ziua Mondială fără Tutun. Scopul evenimentelor din această zi este acela de a reaminti tuturor cetățenilor efectele nocive ale consumului de tutun și ale fumatului pasiv, dar și acela de a descuraja utilizarea tutunului sub orice formă. Potrivit studiilor, la nivel global, produsele din tutun ucid peste 8 milioane de oameni în fiecare an, iar peste 1 milion dintre aceștia mor din cauza expunerii la fumatul pasiv. Este fumatul o boală? Cât de tare afectează sănătatea? De ce ar trebui să se renunțe la fumat? La aceste întrebări, dar și la altele, ne răspunde în minutele următoare doamna dr. Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Doamna doctor, putem considera fumatul o boală? Putem spune că fumatul poate fi considerat o boală psihologică, este o dependență psihologică. Fumătorii sunt dependenți de nicotină. Adaug aici că nicotina este o boală înscrisă în clasificarea internațională a bolilor a Organizației Mondiale a Sănătății la capitolul Adicții, boli psihice. De ce se spune peste tot? Tutunul dăunează grav sănătății. Așa este? Studiile arată că fiecare țigară fumată scurtează viața cu 8 minute. Această dependență de țigări creează probleme în corp, afectează sistemul nervos, arterele, aparatul respirator și circulator. Fumatul afectează în general toate aspectele sănătății unei persoane, putând contribui și la declanșarea sau agravarea altor afecțiuni medicale. Astfel, fumatul atacă și slăbește sistemul imunitar, crescând riscul de infecții la nivel general. Fumatul crește de asemenea riscul apariției unor fracturi osoase, agravează problemele dentare, afectează sistemul reproductiv, căile urinare și poate contribui la apariția ulcerului. Studiile ne arată că dorința de a fuma se declanșează în anumite situații. Stres, petreceri, abaterea gândurilor, plăcerea și, din păcate, cu trecerea timpului, acesta devine un gest automat. Ce să fac? Să mai fumez o țigară. Cam așa a ajuns să gândească fumătorii și nu e tocmai bine. Foarte important de precizat este că femeile însărcinate nu trebuie să fumeze și nu trebuie să folosească niciun alt produs cu nicotină. Acesta prezintă risc crescut de naștere prematură, complicații de naștere în cele mai grave cazuri, chiar naștere de copii morți. Cum tratăm așadar această boală? Fumătorii trebuie să se adreseze medicului pentru că sunt medicamente care se adresează mecanismului biologic care întreține fumatul, adică tratează dependența biologică de nicotină. Există medicamente care conțin nicotină, ce scad simptomele de sevraj, dar și medicamente fără nicotină, ce blochează receptorii prin intermediul cărora nicotina produce senzația de bine. Pe lângă medicamente, fumătorii trebuie să se pregătească mai ales psihic. Ei trebuie să-și dorească și să lupte pentru asta, că nu e ușor să se lase de fumat. Un fumător se decide să renunțe la fumat. Cum se îmbunătățește starea lui de sănătate? În termeni foarte simpli, câștigă șansa să se bucure de o viață mai lungă și mai sănătoasă. Am citit un studiu pe stopfumat.eu care zicea așa: la 20 de minute de la ultima țigară, tensiunea arterială și pulsul se normalizează. În 12 ore de la ultima țigară, nivelul de oxigen din sânge revine la normal. În 48 de ore de la ultima țigară, simțul mirosului și al gustului încep să își recapete din sensibilitate. Deci nu e nevoie de COVID neapărat pentru asta. Între 2 săptămâni și 3 luni de la ultima țigară, circulația sangvină se îmbunătățește, funcția pulmonară sporește și abilitatea corpului de a face față efortului fizic se îmbunătățește. La 9 luni de la ultima țigară, simptomele de tuse, congestie a sinusurilor, oboseală și dificultățile de respirație se ameliorează și chiar dispar. La un an de la ultima țigară, riscul de a dezvolta o boală coronariană scade la jumătate din riscul unui fumător activ. Între 2 și 5 ani de la ultima țigară, riscul unui atac cerebral cardiovascular devine același cu cel al unui nefumător. La 5 ani de la ultima țigară, riscul de cancer al gurii, gâtului, esofagului sau al vezicii urinare se înjumătățește. La 10 ani de la ultima țigară, riscul de a dezvolta cancer pulmonar devine similar cu cel al unui nefumător. Și în fine, în 15 ani de la ultima țigară, riscul unui fost fumător de a dezvolta o boală coronariană este același cu al unei persoane ce nu a fumat niciodată.
În concluzie, sunt foarte multe beneficii pentru sănătate, așa că lăsați-vă de fumat. Vă veți simți mai bine fizic, veți dormi mai bine și veți avea mai multă energie. În plus, vă veți proteja familia, prietenii și colegii de riscul de a dezvolta o varietate de boli datorate fumatului pasiv. Știm că atunci când se renunță la fumat, poate brusc, apare sevrajul de nicotină. Ce înseamnă asta? Apar într-adevăr niște stări neplăcute atunci când persoana în cauză nu fumează și care dispar în momentul aprinderii unei țigări noi. Asta este sevrajul de nicotină. Așa că asta arată că scade concentrația de nicotină din sânge și reprezintă o dovadă a dependenței biologice de nicotină. Ce e bun în asta? Aceste stări arată că organismul și toate funcțiile acestuia revin la normal. Vestea bună este că sevrajul de nicotină nu durează mai mult de 2 săptămâni. Dați-le, vă rugăm, un sfat fumătorilor. Lăsați-vă de fumat pentru a câștiga șansa să vă bucurați de o viață mai lungă. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi doamna dr. Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Pentru informații și programări puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375 427 sau vă puteți prezenta la sediul spitalului din șoseaua Nicolina, numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.